Nu mai este niciun secret că în majoritatea cazurilor iubirea nu mai înseamnă mare lucru când vine vorba de bărbați cu bani, trecuții de prima tinerețe, indiferent de aspectul lor. Două românci au ajuns la urgență după ce s-au luat la bătaie pentru un bărbat italian de 60 de ani. Cele două femei au ajuns zilele trecute în fața unui judecător de la un tribunal după ce s-au bătut pentru bărbatul italian cu care una dintre ele avea o relație, iar cealaltă a avut o relație cu el în trecut. Româncele s-au luat la ceartă în fața casei italianului, iar până la lovituri și vătămări corporale nu a mai durat foarte mult. Atât de bine s-au pocnit cele două că au ajuns la spital fiind internate pentru acordarea de îngrijiri medicale. Medice au anunțat autoritățile iar acum femeile sunt judecate de că către Tribunalul Italian pentru vătămare corporală. Domnișoarele sunt pregătite să acționeze fără să le pese de reacțiile oamenilor, de obicei de dezgust, deși orice individ cu o gândire decentă își dă seama cam ce fel de femei sunt. Bineînțeles, multe dintre ele vor susține că sunt îndrăgostite, nebunește și că nu le interesează decât să se înțeleagă cu iubitul lor, lângă care se simt extraordinar de bine, deși arată ca o stafidă și probabil că de cele mai multe ori adorme înainte să se întâmple mare lucru în pat.